și îmi revine sarcina să sparg gheața și în această seară. Suntem în plină tabără, tabăra de creație Izvorul Tămăduirii, tabăra de creație artistică Izvorul Tămăduirii, care în aceste zile se desfășoară în satul Mărușești, Comuna Icușești, Județul Neamț. Ea a debutat cu o conferință de presă pe data de 6 august și se va încheia la hramul bisericii pe data de 15 august. În această tabără vor participa un număr de 16 artiști din țară și 2 artiști din Republica Moldova. Înainte de a trece la lansarea care este cuprinsă în cadrul manifestărilor taberei de creație artistică Izvorul Tămăduirii, dați-mi voie să salut în mijlocul nostru pe cei care au vrut să vină în această tabără la invitația noastră, artiști plastici de la București, de la Bacău, de la Piatra Neamț, de la Iași, de la Roman și de la Chișinău. Aș începe cu surorile Galina și Viorica Vieru, artiste plastice de la Chișinău. Va ajunge și ea la evenimentul nostru. De asemenea, de la Iași a venit în tabără o tânără membră a UAP Iași, Andra Felicia Axinte. De la București a venit în tabără anul acesta, așa cum a fost în celelalte ediții, 3 la număr, pictorul Daniel Crăciun. De la Bacău avem pe maestru Ioan Burlacu, membru UAP Ioana Bacău. Și de asemenea, tot de la Bacău, un scriitor de marcă a Bacăului, antreprenor cultural, scriitorul și poetul și jurnalistul Victor Munteanu. De la Piatra Neamț, sigur, trebuie să încep cu cel care este criticul taberei, vocea criticului, în fiecare seară este auzită după cină. Este vorba de maestru, scriitorul, poetul, dramaturgul, criticul de artă și criticul literar, Lucian Strâmb. De la Piatra Neamț, între artiști se numără maestru Mircea Răzvan Ceacâru, la prezidiu, și maestru Ioan Roșca. De la Roman avem în tabără pe artistul plastic, care este membru la filiala centrală, de fapt la centru, nu mai știu dacă trebuie să spun filială, la București. Deci este membru UAP București, Renus Ștefan. În tabără, sigur, vor mai veni așa în vizită personalități artistice și culturale din București, de la Iași, de la Piatra Neamț, de la Bacău și din alte locuri. Aș aminti pe pictorul tânăr, cu o voce interesantă și de forță, care se pregătește de expoziția internațională aceste zile. Este vorba de Dragoș Burlacu, care și-a anunțat venirea la mine. Sigur, doamna Violeta Lăcătușu, membră a UAP Iași, USR Iași. Astăzi, dacă nu vreau să vă deși, mulți dintre ei au și voce dublă. Pictorii scriu poezii sau poeții pictează, așa cum e cazul de Victor Munteanu, care deși a venit ca liderat, astăzi a făcut un tablou foarte interesant.
a propus să-l termine totuși în tabăra din ediția viitoare. Asta ne dă speranța că vor mai fi și alte ediții după ediția de astăzi, dacă vom rămâne în viață. Echipa de management a taberei este important să o menționez. Manager de proiect, subsemnatul preot Cornel Baiu, apoi asistent manager Dr. Emanuel Nazaretean, președintele filialei Roman Aoare, responsabil cu PR-ul, cel care ne face articolele de presă, senior editor și consilierul cultural al Societății Culturale Persivra și redactorul șef al editurii Papyrus Media, Alexandru Mihailă. Sigur, avem și un responsabil financiar care nu este prezent astăzi, dar își păstrează energia pentru actele contabile de la final, doamna Violeta Panțiu. Eu le mulțumesc tuturor. Înainte de a trece la evenimentul propriu-zis, aș vrea să mulțumesc și sponsorilor care au făcut posibilă tabăra de anul acesta, respectiv Consiliul Județean Neamț, care, în urma unui proiect depus în aprilie, la Consiliul Județean, au considerat cei de acolo din comisie să acorde o sumă minimă, o sumă rezonabilă, aș spune, pentru realizarea acestei tabere. Le mulțumim. Proiectul aparține Societății Culturale Sidra și sperăm să atragă mai departe multe minte colaborări. Dacă v-ați uitat atent în față, ați văzut că sunt două imagini. O imagine reprezintă afișul taberei, iar cealaltă imagine reprezintă afișul evenimentului din această seară. Am fost invitați cu toții la o lansare de carte. Dan Gabriel Albătescu, Singurătatea Sfântului Serafim, povestiri aproape fantastice, a apărut sâmbătă, scos din tipar, a apărut la editura Scrisul Românesc din Craiova anul acesta, întârzierea acesta. Cel care s-a ocupat îndeaproape de această carte și a îngrijit-o și a și prefațat-o este maestru Lucian Stroc. De aceea îmi permit să-i dau cuvântul pentru a prezenta această carte. Trebuie să admit ceva, este
despre capacitatea extraordinară de a-și iubi familia. Într-o vreme în care prea ușor renunțăm la copii, limitându-i în străinătate sau putându-ne noi în străinătate, doctorul Arbătescu iese cu nepoței, cu familie, cu cel mai mic membru și ne redă un sentiment tonic, dacă vreți, de paradis vieții. Al doilea act de iubire vine din, dacă vreți, de la coperta acestei cărți. E o istorie simplă, dar semnificativă, cred. Coperta 1 și coperta 4 aparțin marelui pictor contemporan, Michele Dimangiaco. Nu cred că există ceva mai potrivit dintre titlul Singurătatea Sfântului Serafim. Acea singurătate care proiectează în universalitate, care îl face inconfundabil și în același timp anonim, și această azimă care se despică într-o cruce. O cruce prin care se întrevede cerul albastru. E bine, poate că nu e bine să spun, dar am primit un telefon de la Răzvan și mi-a spus, dragă comunitate a Răzvanilor din Roma, s-a gândit că zic de ziua ta, foarte apropiată, pe 12 iulie, prima zi din leu, am împlinit o vârstă, aș spune eu, aproape drăcească, să ne întâlniți de 46 de ani. Comunitatea armenilor susținut o lucrare care ți-a plăcut foarte mult. Bănuiești care i-ar fi lucrat. Am bănuit. Și am bănuit bine. Și este chiar această lucrare. Iată cum patru iubiri se întâlnesc într-o singură imagine. Imaginea celui care a creat-o, un titlu, e imaginea inimii unei comunități tinere, dar extrem de active, imaginea mea posesorului ideal. Și i-am împrumutat aceste imagine doctorului pentru o copertă pe care eu o consider deosebit. Și care cred că rezumă într-un fel această carte. Și o să mă explic de ce. Voi continua foarte bine. În primul rând, cartea are un subtitlu. Povestiri aproape fantastic. Fantasticul refuză aceste aproximații aproape fantastic. Să mă iertă, doamne și domnișoare, nu dar sună aproape gravidă. Nu există așa ceva. Ori e fantastic, ori nu. Dar, datorită specificității acestei cărți, cu totul deosebite, trucurilor pe care le folosește autorul, am crezut că acest subtitlu este potrivit. Și am semnat nu cu povestirea care deschide volumul, ci cu alta, o extraordinară radiografie, cum n-am mai întâlnit decât la Solzhenitsyn într-o zi din viața lui Vadim Ilișovici, sau într-o scriere a lui Virgilie Luca cu fenomenul Pitești, o scriere de un dramatism extraordinar despre libertate, încarcerare, lipsă de libertate, un joc extrem de dinamic. M-am întrebat firesc, dincolo de tensiunea, într-adevăr, fantastică, ce e fantastic în această poezie, în această proză, în această narațiune. Nimic. Nimic în afară de dedicație. Amintiri dintr-o celulă în care n-am fost. Sau ceva ca asta. Adică, iată, imaginarul poate să fie mai puternic decât cea mai teribilă dintre realitate. A doua povestire la care vreau să mă refer este, de fapt, reductibilă la o singură întrebare. De ce scriu? La
acest de ce scriu care poate însemna de ce trăiesc, de ce muncesc, de ce iubesc, de ce. Și doctorul are inteligența, pentru că ăsta e păcatul lui major, să se salveze, relativizându-l. Certându-și în final, dar ce voi știți de ce, cu tare și cu tare. După ce ne-a purtat, după ce a transpirat, după ce l-au trecut storile reci și așa mai departe, are întrebări acestea metafizice. De ce scrie? Și nu-și poate răspunde. Și caută în istoria lumii, și caută prin Borges, prin Marquez, prin toți autorii. Și spune, nu am aflat de ce scriu. Nu știu care este esența scrisului. Și până la urmă, m-am gândit de ce un scriitor, Dan Gabriel Adlătescu, și-a pune această întrebare. Pentru că scriitorul, artistul în general, și aici sunt foarte mulți artiști plastici, pictor, sunt demiurgi. Creatori de Dumnezeu. Deosebirea față de Dumnezeu rezidă însă în durată, în temporalitate. Dumnezeu e un creator perpetu. Omul, din păcate, creează în anumite momente. Ei bine, doctorul Albătescu are o dublă calitate. Nu foarte rară. Mai de fapt, doctorul Răzeșu, care e în aceeași postază. Și anume, creator, scriitor și, dacă vreți, un împotrivitor al naturii. Pentru că ceea ce face chirurgul Arbătescu este să corecteze acolo de natura mai greșită. Gestul fie imensă. Dacă vreți, un archit de creator, poate și mai orgolios, sigur, rugându-se poate după aceea la Dumnezeu să fie îngăduitor și să mai țină viața în timp. De ce scriu, de ce trăiesc, de ce operez, de ce sunt om și așa mai departe. Acest de ce care ne arde. Dar doctorul are și o povestire aproape insuportabilă, care se numește Lynch. Doamna doctor Silvia probabil zâmbește pentru că știe de sindromul Lynch și, în general, profesorii știu despre această boală de boală. Și, repet, e drama cumplită a unor oameni, dintre care unul este sănătos, celălalt bolnav. Este la fel de torturant pentru omul sănătos. Să știe că nu poate să-l ajute pe cel bolnav, să coabiteze cu el, să... Și n-aș vrea să fiți în această situație și să trăiți această dramă. Și ce face tot? Găsește refugiu în biserică, în credință, ci altceva care este și credință, și iubire, și act, în muzică. În sublimul pe care ți-l dă muzică. Pentru că nu e așa, pe lângă faptul că sunt scriitor, doctorii, hai să și vă zice, chiar că ați fost chiar într-o orchestră profesionistă. Și nu numai dumneavoastră. Deci, muzica universală care venea sunetul foarte lucrul acesta extraordinar. O povestire cu pită greu de suportat, dar care nu putea lipsi într-o asemenea. Sigur că doctorul plângează și în spații în care am început și noi să pătrundem. Adică literatura sud-americană. Și bine cu ideea interesantă.
aproape așa cum se prosteau copiii care modificau cuvintele, le îmbinau, le deraiau, efecte de saprologie și așa mai departe. Ce faci? Ia doar mai doi mari scriitori. Jorge Luis Borges, poate cel mai intelectual scriitor al lumii. Și Gabriel García Márquez, unul dintre cei mai viscerali în tema. Și îi combină. Și le obține o meta-realitate. Un nume combinat. Din amândoi. Un hibrid. Nu numai lingvistic, ci și comportamental. Pe de o parte. Pe de altă parte, ia ca pretext citații cuvintele, mi-a plăcut un titlu, Povestea târfelor mele triste. Avem o târfă sublimă, așa cum poate numai Renvira sau alte târfe a lui Borges, discutate cu o amică sau ceva discutat între doi cuțitați. Și ne găsim într-un triunf conjugal uluitor. Nimic european, nimic medieval, nimic clasic în această povestire. De o găsesc în cruditate excepțională. Alte povestiri, un personaj aflat asemenea unui alt mare doctor, deci personajul dintr-un alt mare doctor, e vorba de Vasile Voiculescu, un voie ramsa care își trăiește ultima zi. Ultima zi în care un om vrea să spună ce are de spus, își dă seama că nu va putea, nu putea rosti tot adevărul și că, până la urmă, e bine să lăsăm o fereastră deschisă. E o povestire de o stranie frumusețe. Nu e genială. Dar toate lucrurile geniale sunt impresionante. Cu portoliu, o oglindă, un om. Și atât. Și nimic mai mult. Și nimic nu poate fi mai mult. Văd o povestire pe care mi-a trimis-o domnul autor, pentru că această carte a fost un fel de carte epistolară, prin e-mail și prin altceva, pentru că și de o persoană sunt foarte rolată. A fost visul tinerei domnișoare. Nu? Micuței domnișoare. Mi se pare a ciudat tânărul lor. Da, sunt micuții domnișoare. Ce se întâmplă? Mare scriitor trebuie să răspundă la provocări. Ca orice artist. Dar ce te faci când nu ai provocări? Să le provoci singur. Și ce face Dan Gabriela Bătescu? E o poveste siropoasă, vetustă, pe care n-ai un perdea sentimentaloidă, de sfârșit de secol, cu o domnișoară de pansion care citește romane și o pune. Bineînțeles, așteptând cenușărea, așteptându-și prințul sau tot ce vreți. Și niciodată, apare micuța domnișoară și iubind, transformă întregul univers. Și atunci are puterea să înfrunte cel mai mare dușman, adică artistul, performantul, dansatoarea de sână, echilibrista de la trapez. Ia partea unui de sână. Iubind același. Pentru o clipă, ceasul se oprește, intră în eternitate. Și nu știm cine a luat în țara dușoară, atâția care s-a prăbușit, niciuna a fost de un vis. Dar
povestirea este irezistă. Așa cum apar acum filme, uneori chiar în alb negru, am avut și noi români câteva experiențe, avem nevoie de analiz. Avem nevoie de certitudinele pe care le cere memoria. Și atunci nu e vorba nici de dulcecării, nici de ceva edulcorat, de pentru siecul. Ce vreau să spun în încheiere? Ne aflăm în fața unui prozator extrem de dificil. Cu el și cu noi. Dacă citiți cele 10 povestiri, veți constata un lucru uitor. Par scrise de 10 autori. Pentru că Dan Armătescu nu are stilul său îmi dă povestire. Este un povestaj, ca să ne păstrăm în limitele lui Viosa sau altă. Este un povestaj. Pe el interesează comunicat. Nu-l interesează efectul stilistic, nu-l interesează, veți vedea mari diferențe stilistice. Cartea asta e greu de tradus într-o limba străină. Poate fi tradusă, dar numai de cineva cu care cunoaște, să zicem, limba străină la nivelul filologic. Ce face cu timpul? Reușește să-l modeleze, să avem inelul lui nou, să ieșim, să intrăm, să-l suspendăm, să-l anulăm și așa de departe. Ce face mare psihologa. Pentru că trebuie spus un lucru. Nimic mai facil și nimic mai dificil decât opera fantastică. Cere precizie de chirurg, de bisturiu, cere fantezie de poet, cere un imaginar absolut incredibil, cere o bună cunoaștere a mijloacelor literaturii. Iată, din 3 sau 4 povestiri apare motivul Duhului, care este specific fantasticului, extraordinar tratat. De fiecare dată, tratarea este nimită și cea mai importantă probă a prozei romane. Acum, în fața dumneavoastră, va trebui să depun un jurământ de credință pentru un gen proteic, dar un plin de dificil. Și dacă va trece, va ieși din labirint, ligător sau umis, dar oricum un scriitor, aș spune eu, extrem de important. Da. De plin autorizat. Aceste carte merită orice lucru. Orice lucru de nimic. Deci orice lucru. Aș mai adăuga ceva. Această carte are și o ilustrație, cum spunea un poet, de carte de poezie. Și anume, artiști din Piatra Neam, au ilustrat aceste carte. Ce este fantastic, că ei nu știu așa. Încă nu știu. Deci acea cărul a dat puțin timp înainte, dar oricum după ce a văzut cartea, că el a ilustrat copertă. Dar vreau să vă asigur că artiștii care au asigurat această ilustrație și perte de citesc, și anume Eleonora Dragomir, Piatra Neamț, Ana Maria Margine, Târgu Neamț, Cristian Bisicean, Piatra Neamț, Corin Mitră, Tăparescu, Patrici Roma, Liliana Mătase, Carlă din Venezuela și Statele Unite, Zaleci din Mișcă, de peste tot, din Piatra Neamț și București, Șoferea Cuțului, aș spune că
cât le-ați fi vrut aleatorii combinări de N luate, câte și așa mai luat. Te felicit pe autor. Vă felicit pe dumneavoastră din trei motivi. Că ați reușit să fiți prieteni cu el și lucrul să vede. Marea majoritate a oamenilor îmi sunt cunoscuți și mie. Și dacă profesorul Kramer sau Eva Lazar sau Pastor Mâna Coară Mare, Natalia Rusu sau vină și aici sau preoții Tuscanu și așa mai departe, înseamnă că merită. Merită să trăim pentru artă, merită să murim pentru artă, merită să ne nemurim și merită să iubim. Asta e până la urmă esența ultimă acestei cărți. O carte de iubire. Vă doresc să aveți aceste carte. Nu știu dacă doctorul va stabili un preț sau ceva, mi se pare chiar din iconica de față. Dar vreau să spun de la început că primul succes al cărții este că trebuie să suplimentăm tirajul. Ceea ce spune ceva într-o vreme în care internetul, literatura virtuală și așa mai departe. Carte frumoasă, cinste cu te-a scris, cinste artiștilor care l-au făcut. Și dați-mi voie să am un puseu de orgoliu, să fiu mulțumit de o carte pe care am gândit-o și am realizat-o cu iubire. Mulțumesc! Sunt trebuit să stau și eu jos. Mulțumesc domnului profesor Lucian Străt pentru prezentarea făcută. Mai devreme m-a sunat de la Craiova domnul profesor Florea Firan. Domnul Dan Dumitiu era prezent chiar la momentul respectiv. Ieri am fost întrebat de cineva dacă s-a întors domnul profesor din Statele Unite și am avut ocazia asta că s-a întors. A văzut că astăzi avem un eveniment la Roman, respectiv lansarea cărții domnului dr. Dan Gabriela Cătescu, pe care editura Scrisul Românesc o girează. O editură importantă, o editură cu un trecut important în zona literelor românești și ne bucurăm că am putut avea, în urma dialogului cultural recent din luna mai, când am avut invitat de domnul profesor Florea Firan și echipa sa de la Scrisul Românesc, am putut atunci să stabilim ca această carte să apară la Scrisul Românesc. Iată, un rezultat al unui dialog cultural ar putea fi numit cartea aceasta. Pot să spun că, poate după doamna dr. Laura Bătescu, sunt al doilea cititor al textelor cuprins în această carte. Și cred că sunt pe același loc cu domnul profesor Lucian Străt. Suntem domnul profesor ambii pe locul de. Ceea ce totuși cred că e foarte bine. Am comentat la momentul respectiv fiecare fragment, dacă vreți, fiecare alcătuire și m-am bucurat alături de domnul doctor Dan Gabriela Lucescu de fiecare realizare. Și nu pot să nu-mi exprim bucuria că m-a ales dintre primii săi cititori. Îmi propun pe viitor să adaug și eu la cartea aceasta o recenzie. O recenzie, dacă vreți, de poet. Dacă tot am pomenit de pictorii care au lăsat pentru o clipă șevaletul, șevaletele, și-au lăsat șevaletele și-au venit aici, unii încă mânjiți de culoare pe mâini și pe haine, aș putea spune, poate și pe suflet,
au venit să se bucure de momentul acesta. Aș vrea să mai adaug pe un pictor pe care l-am uitat. Este vorba de pictorul romașcan Cristina Ionel Chisacaru, care este și el prezent în tabăra noastră. Iar în mijlocul nostru mai este o delegație venită de la Bucușani, vorba de familia Claudiu și Claudia Mitră, poeta Claudia Mitră și prozatoare. Și deodată aș spune poeta și eseista Mihaela Cibota. Să le aplaudăm și pe ele. Nu trebuie să uit, și nici nu se cuvine să uit, familia Maricica și Laurențiu Zalatu, este doamna Maricica aici prezentă, care este o energie pentru tabără și alături de domnul Laurențiu. Și, sigur, îl văd în sală și pe prietenul nostru și sponsorul taberei noastre, pe domnul Victor Barcan de la Restaurantul Corabie. Îl salut în mijlocul nostru, la prezidiu, și pe academicianul nostru romașcan, pe domnul profesor Gheorghe Aien Ciobanu. Și îl rog să mai aștepte un pic până o să-i dau cuvântul, pentru că, dacă tot s-a vorbit de poeți mai devreme, și de faptul că domnul doctor Dan Gabriel Albătescu primește și o voce lirică, deși, de fapt, dacă vă uitați în revista Cursiva, de pe internet o să vedeți acolo și în revista publicată în mai, să vedeți câteva poeme publicate deja de domnul doctor. Eu aștept și un volum de poezii, pe lângă romanul, pe care îl așteaptă domnul Lucian Stroic. O să dau cuvântul așadar unui poet. Victor Munteanu, care este și editor, este și ziarist, este și antreprenor cultural, o personalitate complexă, care, sigur, va depăși din experiența sa și va transmite în timp. Mă gândeam, sunt de aici la masă, e obligată răsără, adică nu s-au nici o reacție. Mă gândeam câte cărți au apărut în perioada acolo de ce vreți. Și mi-am dat, sigur, un răspuns așa la reactorul. Cred că numărul lor este echivalent cu apariția editoriale de în urmă cu cel puțin două decenii. Deci, numai iată, în două decenii, s-a cantitate imensă de cărți. Apariția editoriale există la ora de față. De ce spun acest lucru? Fiindcă, iată că există un obicei în care aproape toată lumea scrie o carte, face rost de niște coloreni, colansează, merge cu anunță pe vecinii de scară, rudele, prieteni, dușmani, ca să facă în ciudă, poate o carte. Și dacă tragem o linie, ne întrebăm, este bine sau nu, chiar așa de bine. Evident, nu-mi propun să găsesc un răspuns. Constatare ce, vreau să accentuez faptul că ne aflăm în fața unui eveniment editorial autentic. De ce? Nu pentru că suntem noi aici de față, ci pentru că această carte beneficiază de girul unui critic literar autentic, care inclus mai este și, cum spunea, menționat părintele Cornel, și prozator, și poet, și criticată, un scriitor cu adevărat complex. Nu e singurul care prestează toate aceste genuri literare, dar el este cu adevărat un scriitor autentic în care se poate avea încredere. Evident, și ceilalți care în vecinii de scară să lanseze o carte au și un instrumentarul lor critic. Apelează la un profesor de limba și literatura română, acela îi scrie repede o analiză literară, care nu are nicio legătură cu literatura literară, și ori o citește, ori o scrie cumva, dar nu mai evenimentul literar să scrie mai departe.
calitate de organizator a 15 ediții Festivalului Concurs Național de Creație Literară Artistică Avangarda Prozitorii la Bacău, am avut și eu timp să trag câteva concluzii serioase în ceea ce privește fenomenul literar național. La anul trecut, la ediția de anul trecut, am avut surpriza ca jurul alcătuit de scriitori autentici din țară, nume de trei, într-un astfel de jur a făcut la un moment dat parte chiar și cu chancellor. Altă dată n-a făcut parte din jurul, dar a luat un premiu cu capul din țară. Ei bine, acest jur de anul trecut a dat un premiu la o carte, un premiu de debut, cu intenție. Autorul pe care, iată, îl avem în fața noastră. Nu a fost un lucru nici pe departe care a trebuit și se întâmplă să trebuie festival. Dar, iată că a avansat un nume, un autor, pe la o tribună destul de gravă, să zic eu, cum este acest festival, acest scriitor de rezultat la țară. Și iată, numai după un an de zile, doctorul Dan Gabriela Bătescu apare cu o altă poziție literară. Nu știu, n-am apucat deocamdată să citesc cartea și oricum nu voi expune o părere de poet și nu de cuplu. Dar sunt convins că această carte va avea un destin literar. Pentru că degeaba lansăm noi cărți, degeaba tăie pe pădurile, dacă se bucură numai vecinul nostru de scară și de bloc și numai lucrurile noastre și cartea cu pricina nu are un circuit național și internațional. Iată că felicit și eu pe organizatorii acestui eveniment. S-a transformat într-o treabă chiar, o felicită serioasă. Și nu ne rămâne decât să vedem dacă la anul, această carte va mai beneficia de genul scriitor din jurului național, evident că o voi propune la internet. Până atunci, nu o să vorbim cât mai puțin ca să ne plictisim cu celălalt și să stimați cavaleri ai Ordinului, nu pot să spun Malta că sta Sinaia. Pot să spun Dalta, că așa-mi spunea maestrul Irinescu. Vă spun cavalerii ai Ordinului Alta. Altele să le mai știu, altele să le mai cunoască. Nu mă împac cu emblema legendarului Larus Jusetu. Aș dori parcă altele. Vă mulțumesc că m-ați adus din codri puternici și mari de vârstă și de ani ca să particip la bucuria scriptă manet, la bucuria spirituală a unui popor care a făcut din asta o religie. Arbătescu, scriitor. Mai e eu chirurgul, mai azi eu singuratul. Am spus eu în față, pentru că, în adevăr, așa e emblema sau zodia sub care are viziune Arbătescu, deși are în sală, ca la un congres, în față, cu toate acestea este un singular. Arbătescu, să nu uităm că este și medic. Și în istoria omenirii, cuvântul medic și cultură artistică formează o simbioză inseparabilă. Probabil că medicul, care lucrează cu cea mai complexă alcătuire a naturii, care este Homo, lucrează și dorește să lucreze, să contopească și cu cea mai complexă realizare a lui Homo, care este cultura artistică. Pentru că suntem în orașul natal, ca un oraș în care locuim și locuiește autorul de astăzi. De multe ori am
amintit că romanul e foarte bogat în medici scriitori, scriitori medici. Nu vreau să mai refac acest anual al culturii medicale rămășcane. Mulți sunt și în sală, mulți nu mai sunt. Și mai mulți au îndrăgit poezia. Avem și care au îndrăgit pictura, fostul medic Guradar din Roma. Avem și care îndrăznesc muzica la Guradar și la pictură, credeți la doctorul Maximenko. Doctorul Arvădescu se apropie dintre toți medicii din Roma ca sensibilitate și ca algoritm artistic de doctorul Tăutu, chirurg și el. Doctor care a avut într-o vreme când verul avea așa ceva, era mai un curaj, să facă o istorie a Spitalului de Roman sub forma unui admirabil roman care se numea Destin. Trebuia să se numească Destin, dar n-a mai avut destinul până s-a mai întâlnit. Și se pare că proza lui dr. Arvădescu este apropiată de proza dr. Tăutu. Cum știți, în artă nu există egalitate, ecuație. În artă există similitudine, corelații, primite. Și condeiul lui Tăutu și cu condeiul lui Arvădescu sunt foarte apropiate în a surprinde realitatea, în a o interpreta și în a oferi nouă să o trăim. Dacă ne oprim la dr. Arvădescu, personajul princeps în astă seară, trebuie să amintim că personalitatea sa ca scriitor, poate și ca chirurg, pentru că chirurgia cere punctiformism, de când medicina generală cere poliformism. Și Arvădescu are un bisturiu și bisturiul este la el acasă când face o cât mai mică tăietură, deci punctiformă. Și asta, punctul, este simbolul singurătății, simbolul unicatului. Și Arvădescu, din punctul ăsta de vedere, are o viziune în care surprinde lumea sub forma aceasta punctiformă, sub forma singularului, sub forma insularului, sub forma unei viziuni, cam cum se numea dumneavoastră, care reduce totul la unitate. Și să nu uităm cum evoluția omenirii, mă gândesc puțin la pendulul lui Foucault, care oscilează când alta, când alte alta, așa și Arvădescu, când este cu bisturiul, când este cu condeiul. Și dacă pendulul lui Foucault vizează două oscilații, nu vreau să spun că este o oscilație de viziune, ci este o oscilație de atitudine pe care dr. Arvădescu a demonstrat-o în lucrările sale de până acum, ca și în profesia sa, în continuare. Și în felul acesta, parcă ne amintim de o singurătate a verbului a fi, o singurătate a existenței în sine, o singurătate ontică. Ne aduce aminte de personaje, și anume a singurătatea alergătorului de curs lung, un fir fără perete. Îi aduce aminte de școala literară Eugen Ionesco de la Paris, cu proveniență românească, și care are o lucrare teatrală numită Așteptându-l cu Godot. Personaj Godot care amintește foarte mult de personajele de lucrările dr. Arvădescu. Aceste personaje a fi sau a nu fi, mai mult a nu fi și noi a reconstitui, a recrea și noi. Deci dr. Arvădescu, în această singularitate, nu devine absolutist,
se aplică de minune principiul lui Umberto Eco, as aperta, artă, care să ne facă și noi să creăm alături de Creatorul prin gest. Sunt multe care concordă cu ideea unui arhitectu singularic, insularic, și care ne amintește de asemenea de insula lui Eutanasiu sau lui Eminescu, o insulă în care era insulă în insulă. Și așa ceva parcă găsim în novela din volumul de față, și anume insula ultimului vis. O dualitate de oglindă, nu o dualitate de realitate, de peliculă, de film. Și în felul acesta, Arbătescu și mai mult ne oferă și nouă posibilitatea ca să continuăm ceea ce el a dus până la un anumit liman. Arta nu cunoaște frontieră, nu cunoaște mal, nu cunoaște veto, nu cunoaște spațiu Schengen. Arta este tinde către infinit. Formula omului va fi deja s-a redus la acest lucru, vă amintesc, limbajul calculator, limbajul digital, 0-1. Unul acesta îndrăjit de Arbătescu. Dacă ne-am gândit care ar fi expresia matematică, nu e poate, expresia matematică a omului viitor, va fi sigma, de eu, nu de eu, pardon, de eu, la putere e. Și lucrul ăsta se desprinde din lucrările sale și mai ales din lucrarea de astăzi, din anumite capitole din lucrarea de astăzi, sub o formă care își caracterizează nu numai pe autorul Arbătescu, ci omenirea din perioada când a trăit titera lui Arbătescu. Când am trăit titera noi, cititorii lui Arbătescu. Arbătescu ne oferă astăzi o lucrare nouă, dar o lucrare care repetă esența dintotdeauna a verbului a fi, singurătatea. Singurătatea care eu mi-am permis să analizez nu conținutul lucrării, cum a făcut-o maestru Strohia din aia, și mă opresc la două novele din ele care au foarte multe nele din tipul de pe copertă. Este singurătatea Sfântului Serafim. Deci, acel Serafim, personajul central, care undeva evadează. Evadarea înseamnă de la infinit către unul. La Arbătescu și chiar la omenire. Sunt Serafim care, de asemenea, dacă vedem destinul acestuia, el se separă de existența umană și ne arată o meta-existență, care este și ea meta-umană, poate mega-umană chiar. Și în această lucrare, desigur, parcă Arbătescu ne amintește că în altă parte și alții au căutat această evadare și o găsim, cum spuneam și ateneaua, în alte lucrări, în alte viziuni de stil și în evadarea pe care nu aduce finis, ci aduce ab initio. Cealaltă lucrare la care aș vrea să mă opresc un pic este insula ultimului vis, în care Arbătescu este meta-Arbătescu, are o viziune foarte curajoasă, chiar o scrie cu litere cursive, ne atrage atenția, citiți-o încă o dată pasajul acesta, citiți-l din nou, și arată în adevăr cum deasupra lui, dedesubtul lui, zboară o astfel de realitate, o reconstituie. Mi-a dat și aminte de Chagall, lucrarea cu zborul către cer. Mi-a dat și aminte de Sabin Bălașa nostru, admirabilul Bălașa, care a făcut imagini imponderabile
Aceasta e un fond de abilitate a existenței umane, prea ponderată zi de zi. Iată că avem și o posibilitate să ne desfacem aripile și să zburăm unde, nu întreba. Că dacă întreb, știi unde și nu mai este unde. M-aș opri un pic și la realizarea grafică a acestui volum care trăgează de minune această unicitate pe care o îndrăgește autorul, o copertă. Îmi pare, am bucuria să fiu alături și împreună cu cel care a imaginat conținutul lucrării și care a redat o planetă care preferă fără insule de unicat. Dar sfera nu se poate desface în altă seara. Sfera este formula existențială cu o singură dimensiune, cu o singură existență și cu simbol al infinitului. De când coperta de la volumul lui Albătescu ne arată această tendință de centrifugiți, dar sfera reține pe loc. Albătescu vrea insule, planeta cerii continent. Cerii toate continentele împreună. Și se pare că înainte de deriva continentelor, continentul a făcut un tot. Așa cum îl visează iarăși autorul nostru. Amintesc coperta a patra, unde este un peisaj arhitectonic, o lucrare care e făcută numai din scări, scările înseamnă evaluare către înălțime și acolo sus te așteaptă Sfânta Singurătate, dar și eterna existență a fi unul și mereu același. De asemenea, Arbătescu și cei care au colaborat cu Arbătescu de punct de vedere grafic au avut grijă să separe capitolele Arbătescu prin dimensiunea lor, prin conținutul lor, iar autorii grafici prin lucrările cu care Arbătescu mai mult este legat de o lucrare făcută de mai multe lucrări. Răsfoită lucrarea, dă impresia că ai răsfoit un act făcut de un tipograf care a luat 10 lucrări independente și a făcut o singură lucrare care noi azi o comentăm. Din nou, setea către unul Arbătescu. De asta aduc toată prețuirea și autorului și celor care ne-au dat ceea ce noi ca cetățeni pe planeta Terra, să avem 75% din sensibilitatea receptivă, vizuală. Și autorii vizualului cărții au ținut cont de asta și ne-a prețuit această trăsătură a ființei umane. Se pare că dacă Arbătescu preferă unul, unul este aproape de zero, zero este aproape de finis. Îmi permiteți să mă apropie și eu de acest ab finis condita sau ab finis și să aduc prețuirea mea acestui moment de IQ românesc, deși nu de IQ, ci de Demiurg-Q. Pentru că IQ măsoară inteligența, dar omul este homo sapiens numai, sau sapiens sapiens, adică omul reactiv, ci omul este în primul rând, în ultimul rând, este creator. Creator ca și cel care l-a creat. Și aduc toată prețuirea acestui moment de IQ să păcăresc la Roma Vodă, Roma Vodă, acest olimp al gândirii, și adresându-mă maestrului Arbătescu în ipostaza în care pendulul lui Foucault este în partea spirituală și nu în partea profesională, îi urez gândind la o lucrare singură pentru poeți,
îi doresc și eu să fie singular, ne aduce mai departe înțelepciunea străbună a celor care sunt gânditori de la hamagia noastră și mai străbună decât noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului profesor George Ancelanu pentru înțelepciunea cuvintelor sale. Aș dori să mai mulțumesc unui sponsor pe care nu l-am uitat chiar de tot. Este vorba de familia Nicoleta și Mihai Irimia de la firma Viveță Transporter, care totdeauna ne susține în activitățile noastre. Le mulțumim în mod deosebit. Înainte de a da cuvântul medicului scriitor și editor Virgil Reseșu, îl rog pe poetul Victor Munteanu, care mi-a solicitat cuvântul, să mai adreseze un gând. Un mic de paranteză. Mi se pare necesar să comandesc acest lucru. La ediția trecută, de care vă vorbeam la festivalul nostru, am fost întrebat de scriitor de turmărire, Oane Scop, Aurel Pane, cine este domnul acest om? Și acum, nu știi, acum a făcut au rămas scriitorii noștri cu desăvârșire impresionați de prestația culturală a doctorului Apărătescu, ceea ce demonstrează că, în sfârșit, poate să scrie proză. Cei care mai mult scriu decât citesc, au mai puține șanse să devină prozatori. Așa sunt lucrurile. M-am pus acum, a rămas întrebarea. Păi, ori scriitor, ori chirurg. Dacă te iei în serios într-o parte, trebuie să mergi pe cărarea cu picina. Dacă te iei în serios într-o parte, e greu. Sunt, nu cunosc un loc de lor, cu cea de-o fost care e nostru. Părintele Corel a făcut acolo interstență, medici, scriitori și a fost un excepție destul. Dar, faptul că este un producător autentic, mi se pare că nu se reușească niciodată să renunțe la meseria de medic și să dea numele de medic pe anul. Doamna, te rog pe medicul scriitor, Virgil Reseșu. Îmi face plăcere să vă salut și să vă spun că mă simt bine, întotdeauna în mijlocul dumneavoastră, așa cum suntem în această scară, când participăm la o adevărată sărbătoare a Lumii. Trebuie să mărturisesc că nu știu prea multe despre viața Sfântului Serafim, nici despre minunile sale, dar știu mai multe despre doctorul Arbădescu, și știu ce a făcut și face pentru profesie, pentru semeni și pentru cetatea în care trăiește. Chiar dacă cineva îmi ia în nume de rău scuzele, trebuie să mărturisesc că doctorul Arbădescu, pe drept sau pe nedrept, este problema dânsului, mă socoate, mă numără printre modelele dumnei sale. Și dacă accept mai ușor acest lucru, din punct de vedere profesional, trebuie să spun că sunt foarte fericit că și dânsul își consacră, la fel ca și mine, o bună parte din timpul liber și îl consacră scrisului. Și din acest punct de vedere, trebuie să spun că admir, iubesc, dacă veți, că iubesc pe cei care pun mâna pe creion, în loc să pună mâna pe untiță, pe cușca de vânătoare și mai ales pe pahar. Știți dumneavoastră foarte bine. N-am citit cartea, am spicuit câte ceva din ideile din comunitatea astăzi în monitorul de primeanți și am văzut că
Această carte este rezultatul îndemnului lui Lucian Strop de a scrie ceva fantastic. Trebuie să spun că genul acesta de scritură științifică fantastică nu este deloc agreabil. Nu pot să sufăr acele personaje cu tot felul de plată și pe cap, cu mâna, cu trei degete și cu copite și așa mai departe. Cred că doctorul Angotescu ne oferă în această carte cea mai fantastică, de fapt, poveste care este viața noastră de fiecare zi. Cu bucurile, cu necazurile, cu știți dumneavoastră foarte bine. Sunt absolut convins că această carte va fi urmată de alte scrieri, de alte cărți, pentru să spunem că doctorul Argătescu are ce să ne comunice, are ce să ne transmite. Îi doresc sănătate și dânsului și soției și tuturor celor care l-au sprijinit și să ne bucure cu scrisul dumneavoastră. Și vreau, în continuare, să dau cuvântul celui pe care îl sărbătorim astăzi, sărbătorim și creația sa, dar să sărbătorim și persoana, este autor în sine. Nu înainte de a-i mulțumi pentru faptul că așa a considerat să facă un gest excepțional pe care și covârșitor pentru mine, acela de a-mi dedica unul din textele cărții. Este chiar textul care dă și timp, Sigurătatea Sfântului Serapii. Vă mulțumesc, domnule doctor. S-au spus niște lucruri mult prea mari și mult prea grave. De-aia vreau să vă spun că mă gândeam ca și Mândreanu, că în ziua de astăzi, paradoxal, se citește din ce în ce mai puțin și se scrie din ce în ce mai mult. Dacă prima dată când am avut sala plină la prima manifestare, am zis că este o curiozitate așa a romașcanilor să vadă unul spre sârmă. Mă gândesc a doua oară, dacă au venit așa de mulți, nimeni nu vine de două ori să vadă același lucru și pe aceeași sârmă. Deci, cred că a doua oară este o dovadă de prietenie și faptul că sunteți aici în atât de mulți, mă face să fiu mândru, realmente mândru, că sunt capabil să beneficiez de prietenia atâtor romașcani. De altă parte, să vă spun un lucru. Eu, dacă am dedicat cartea asta soției mele, am dedicat pentru că mi-a oferit lucruri pe care aveam cel mai mult nevoie. Vedeți, oamenii sunt duali, în general. Dar la mine este o dualitate mai profundă. Și faptul că întotdeauna am avut un echilibru, o ancora mea, care mi-a permis să nu mă apuce zborul când nu era cazul să zbor și nici să stau locului când nu era cazul să stau locului. Acest sentiment al firescului, al echilibrului interior, al lucrului normal care se petrece după elemente de normalitate ale vieții mele m-a ajutat foarte mult să nu mă pierd. Pentru că felul meu de a fi și modalitatea mea de a vedea lumea avea mare nevoie de această ancoră care să mă țină locul. Să știți că aici eu mă aflu totuși într-o situație destul de incertă. Eu, spre deosebire de antevorbitorii mei, ca să mă exprim așa, îmi privesc cu foarte multă autoironie producțiunile mele literare și le consider pași către un viitor. Nu vă spun că un medic sau un chirurg nu este definit prin ceea ce este el într-un anumit moment al vieții lui, ci prin potențialul de creștere pe care îl are. Pentru că dacă îți atingi potențialul de creștere în meseria asta la 30 de ani, ești pierdut. Și dacă faci 20 de ani de atunci înainte, 30 de ani.
De aceea, eu nu consider că mult mulți din locul care de asta consider că... Fiecare din noi suntem rezultatul unor întâmplări, al unor oameni și, de ce nu, al unor mici scripiri, undeva într-o carte pe care eu țin foarte mult, a lui Pleșu, se cheamă Despre Îngeri, mic tratat de angelologie, al subtitlu, vorbește de acele scripiri pe care uneori le vezi, în care realitatea comună obișnuită se modifică și devine altceva. De multe ori, în operație, mi-am dat seama că există lucruri pe care le pot stăpâni rațional și lucruri pe care nu le pot stăpâni și care țin de un inefabil și uneori nici nu-ți poți explica dacă lucrul acesta se datorează norocului sau intervenției unei componente a vieții noastre pe care noi nu știu de ce și, în general, refuzăm să o acceptăm, aceea al existenței unui magic în jurul nostru. Sfântul Serafim nu e un sfânt. Sfântul Serafim este creația mea. Așa văd eu. Nu văd de ce ar trebui să mă încadrez în niște canoane în privința părerilor care le am despre un lucru sau altul. Undeva, la o predică, într-o duminică, a Părintelui Răiță Popovici, Părintele spunea că rugăciunea cea mai frumoasă este rugăciunea pe care o faci singur acasă cu cuvintele tale. Ei, lucrul ăsta e foarte interesant. În fond, noi trăim o realitate pe care o vedem și o înțelegem așa cum vrem noi. Sunt convins că există o meta-realitate, sunt convins că există un inefabil al existenței noastre, care e foarte greu de cunoscut, pentru că noi, odată ce am mușcat din acel măr fatidic, am reușit să ne tăiem o mână. Dumnezeu ne-a dat două. Ne-a dat cunoașterea prin rațiune, cunoaștere pe care noi am considerat că este absolută și este singura care ne va duce la progres. Deși progresul în sine este o vorbă goală. Dacă nu este continuată de o întreagă direcție, mă rog, încadrarea în spațiu, timp și obiectiv. Dar ne-am pierdut capacitatea de a sesiza magicul. Noi am pierdut acea capacitate pe care lumea adamică o avea. Eu cred că, dacă este să luăm de bine, de bun, că Dumnezeu, nu putem noi greși, nu? Spunea un sfânt de când Dobrogea, nu putem noi greși, cât poate Dumnezeu ierta. Or, vreau să vă spun că în aceste condiții este incredibil că Dumnezeu ne-a alungat din rai. Dumnezeu nu ne-a alungat, ne-am alungat singur. Noi am reușit atunci să ne pierdem capacitatea de a-L vedea pe Dumnezeu. Există undeva niște evanghelii pe care ele au constituit un lucru care m-a stimulat să scriu. Evangheliile gnostice, evangheliile din papirusurile de la Nag Hammadi. Unde se spune că, de fapt, Dumnezeu, trimițându-L pe Iisus pe Pământ, a vrut să ne arate și altceva. Și anume faptul că există Divinul. Că El există în realitate. Nu este o idee la care ne înclinăm și ne... Există în realitate, este o realitate perceptibilă. Aș zice eu chiar mai mult decât perceptibilă, suntem partea acestei realități, fie că înțelegem, fie că vedem, fie că simțim lucrul ăsta. Ei, foarte bine, eu cred în continuare că noi trăim în același rai, dar din păcate noi vedem cu totul altceva decât ar trebui să vedem. Iar recursul la fantastic nu este un recurs al omului care se anonimizează într-o societate eventual care ridică niște probleme de adaptare atât de mari încât
te refugiezi în fantastic ca să nu vezi realitatea în care trăiești, ci este singura cale pe care o avem pentru a face acel progres al ființei umane prin reîntoarcere la începuturile adamice. E bine, eu știam că va trebui să vă vorbesc și atunci am scris primul capitol din timp ca să citiți acolo, punând titlul unei cărți la care țin foarte mult al lui Marquez, un discurs pe care n-am vrut să-l țin. Ei bine, eu cred că fiecare scriitor are, să zic, nebunia lui. Eu într-o zi stăteam și mă minunam, un tânăr poet vașnic spunea că el are trăiri creative în momentul în care aleargă pe planșă dimineața, cum face sportul de dimineață. Eu mărturisesc că eu nu știu. Eu scriu greu. Am scris 2 ani această carte, nu pentru că aș scrie greu, scriu foarte ușor. Ci pentru că a scrie este un lucru cu totul și cu totul deosebit. Nu-ți poți propune în seara asta, în fiecare seară sau în seara asta, scrie o pagină. Scrisul nu este un challenge. Scrisul nu este un obiectiv al unui sportiv care vrea să sară la înălțime sau să sară în lungime. Există elemente subtile care te fac să ieși la un moment dat din firescul existenței tale și să trăiești lucruri pe care nu credeai posibil că le trăiești. De exemplu, o după-amiază pe vârful Marii Meteore m-a făcut să mă întreb cum ar fi arătat un astfel de sfânt care stă într-un vârf de stâncă și vede cum sub el timpul trece, fără ca pe el să-l atingă. O discuție cu soția domnului Munteanu m-a făcut să scriu Linci. O lectură, și am citit cam tot ce a scris Lucian Stroidea, o anumită lectură, Insula lui Iisus, al lui Lucian Stroid, m-a făcut ca într-o seară să scriu aproape o povestire, deși trecuseră luni fără să scriu. Există elemente în jurul nostru care ne stimulează. Problema este următoarea. Putem face acel pas? Pentru că a fi erudit nu înseamnă a fi scriitor. Și repet, medicii scriu. Dar ideea este că, dincolo de erudiția așezată pe hârtie, există acea ciudățenie. Poți să faci pasul de la erudiție la creație, la acte de creație? Asta nu ți-o poate spune nimeni. Cel mai rău este să crezi că poți. Cel mai bine este să crezi că ai putea. Pentru că asta te mână înainte. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Și sper să nu vă plictisească cartea. Și vreau să cred că nu e cea mai mare operă care am scris-o eu în viața mea și o să mai urmeze și altele. Și vreau să mulțumesc încă o dată celei care mă suportă așa cum sunt. Pentru că, deși par foarte... Eu sunt un tip care am mare nevoie de un lucru pe care să mă așez, să fie acel echilibru pe care eu, în interiorul meu, nu prea am. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne vedem. Chiar pe Hristos. În aproapele nostru le regăsim pe Hristos. Sigur că singurătatea Sfântului Serafim este un text de o frumusețe metafizică și fantastică care atinge sublimul. Ați auzit mai devreme că momentul de inspirație nu a fost decât provocat de întâlnirea cu meteorele, ceea ce explică foarte mult. Experiențele unui scriitor, experiențele unui poet, experiențele artistului plastic sunt cele care sunt cele de care depinde opera lor. De aceea fiecare act artistic este până la urmă un câștig nu pentru autor,
pentru creator în sine, ci pentru cei care se împărtășesc din opera respectivă. Noi găsim un echilibru în fiind în dialog. De aceea mă gândeam că partea de creație artistică, izvorul tămăduirii în care ne aflăm, care cuprinde acest eveniment, ar fi trebuit mai bine să se, numească Tabăra Națională de Creație Literar-Artistică, izvorul tămăduirii. Pentru că, vedeți, deja însumează un eveniment literar. Și doamna Flora Ordean nu contenește de când a venit să scrie acolo în agenda domniei sale. Că putem numi chiar scriitoare. Iar pe Galina Vieru de acolo, de când a venit la eveniment, de când a început, nu contenește să deseneze ceva. Mă gândesc că face portretul maestrului Mircea Răzvan Ceacâlu. La urmă să-i cereți maestru. Îl felicit și eu pe domnul dr. Dan Gabriela Bătescu, la sigur de toată prietenia și de toată prețuirea, și mă bucur că mi-a dat astăzi un punct de sprijin. Un punct de sprijin și de echilibru care este creat, creația sa, care totodată este și personalitatea domniei sale. Este un punct de sprijin pe care îl găsim și în metafizica acestei cărți, dar îl găsim și în fizica de la Spitalul de Urgențe, unde și acolo reprezintă pentru toți, cred, pentru fiecare dintre noi, pentru aproape de nostru, un punct de sprijin și un punct de ajutor. Până la urmă, creația, oricum s-a numit, că e structură, că e artă plastică, că e pictură, că e grafică, că e poezie, că e literatură, că e arta cuvântului, arta dansului, are acest efect terapeutic vindecător. De aceea titlul evenimentului sau titlul nostru este izvorul tămăduirii. Pentru că noi vedem în artă, în creație, vedem un izvor de tămăduire. Este o cale care poate duce tot către divinitate, tot către metafizicul sacru, cu tot către singurătatea Sfântului Serafim, care de fapt nu e atât de singur, pentru că un Sfânt nu este niciodată singur. El are totdeauna pe cineva aproape. Și acela este chiar aproapele Hristos. Îl salut în mijlocul nostru, care a venit să ne ofere un punct de sprijin și un punct de echilibru. Cred că vorbesc cam matematic acum, domnul profesor, pe domnul primar, profesorul Laurențiu Dan Leoreanu. Îi urez bun venit și îi felicităm că, pentru tot ceea ce a făcut, pentru, cred că, primele ieșiri după concediu, de după alegeri, îl felicităm pentru alegeri, pentru că e primul eveniment, se pare, la care participă, ba nu, al doilea sau al treilea, nu știu. Cred că e prin cultura, da, cultura. Era să încadrez în primul eveniment lansarea bibliotecii municipale și rezervarea bustului și așa mai departe. O salut pe... Nu aia a făcut un campanie ca să aleagă oameni. Exact. Da, nu cred că... A fost foarte mult alegerea, realegerea realegerea dumneavoastră de acestea. Deși cred că, așa cum mi-a spus domnul profesor Florea Firan, care m-a felicitat, m-a sunat după eveniment să mă felicite, să spună felicitări pentru primarul reales. Păi de ce mă felicitați pe mine? Felicitați pe domnul. Îl felicit și pe el, dar și pe tine, că ai pus și cu vă mulțumim și vă rugăm bine astea. Da, bun găsit tuturor, mă bucur că am ajuns, i-am promis prietenul meu, Dan Arbătescu, că voi ajunge. Am fost la o întâlnire la Bacău, unde s-au întâlnit toți primarii de municipii din Moldova și era o discuție și un eveniment legat de împărțirea, dacă vreți, între ghilimele, a zonelor de influență, a lobby-ului pe care putem crea și a creierii unui proiect de regiune pentru Moldova și chiar am militat foarte mult acolo. A fost o întâlnire de mai bine de 2 ore. M-am gândit să ajung aici și am organizat cu această ocazie și acest centru Asociației Municipiilor din România, o filială a acestei structuri asociative pe Moldova la Bacău,
unde vreți să ne susținem și noi proiectele. Nu a făcut nimeni până acum acest lucru și ne-am propus primarii de municipii din Moldova, indiferent de culoare politică, să ne susținem anumite macro proiecte pentru Moldova, cred că este nevoie de așa ceva. Încât venind de la discuțiile de acolo, mi-a trebuit un oarecare timp să mă adaptez la flusul orar al activității de astăzi, la activitatea culturală, și să-l felicit pe doctorul Dan Gabriel Arvătescu pentru inițiativă, pentru perseverență, pentru faptul că, iată, reușește să aștearnă gânduri. Apropo de suportabilitatea de către cele pe care le avem acasă și cărora mereu trebuie să le mulțumim, pentru că niciodată nu este suficient. Cât o facem, problema este nu cât ne-am suportat, problema e cât mai ne suportă de aici încolo. Eu zic să nu le întrebăm și să lăsăm ca un mare mister care să se finalizeze cu ducerea până la capăt a acestei misiuni nobile, să rămână la lui mult succes. Sigur că a trece de la o activitate pragmatică plină de responsabilitate, așa cum o face doctorul Arvătescu, în plan medical, în plan administrativ, medical și ducând-o spre partea de sfere ale divinității, realizând în creuzetul gândului asemenea, eu știu, introspecții, așezarea unor gânduri care să vină să liniștească, poate nu neapărat un zbucium intern, ci un gând care mereu se recrează, este o chestie de lăudat și fericit. Într-adevăr, mulți citind și privind o carte, credem că am putea să o facem și noi și nu foarte ușor. Bun, aceasta este o verietate a românului care fiecare crede că se poate pricepe foarte bine la cu totul altceva decât ceea cu care lucrează sau s-a pregătit. El poate să dea cu părerea foarte bine despre sport, despre învățământ, despre politică, despre orice, la orice se pricepe, dar dacă ar fi să intre în arenă să joace, atunci ar vedea că nu este atât de simplu. Așa este și cu scrisul. Gândurile pot să vină, mintea să lucreze, sufletul să fie foarte sensibil, dar în momentul când te apuci să scrii, s-ar putea să nu mai existe o atât de volatilă activitate într-o dinamică pe care și-ar dori o fiecare. De pentru care eu privesc cu respect și cu o invidie pozitivă ceea ce face doctorul Arvătescu și îl felicit. Mă gândesc că poate cu o dată voi ajunge și eu să scriu câteva rânduri. Când mă las de politică, nu? Politica, știți cum e? Politica e ca un drog. L-ai cunoscut și tu foarte bine, dar ai reușit să te lași. Odată injectată, cam trebuiese. Și politica, dacă se face cu dăruire și cu simț de responsabilitate, poate fi și frumoasă. Dincolo de acea metaforă care se atribuie de o doamnă nu foarte vreme acasă. Încât există lucruri frumoase și mai ales proiectele când îți ies și reușești să așezi niște lucruri, nu numai la nivel local, ci și regional sau chiar național, cu atât mai mult te simți bine și cu oarecare satisfacție personală. Dar lucrurile care rămân în timp, sigur, toate sunt importante și toate fac parte dintr-o arhitectură care trebuie să se bucure de respectul nostru al tuturor. De pentru care, sigur, eu n-am apucat să citesc, să fac curs. Mulțumesc pentru că mi-ai dăruit această carte. Am să o pun într-un loc de căpătâi, acela fiind mașina. Că de obicei, când mai merg la București, atunci mai citesc, ca acasă nu prea reușesc, ajungând târziu, oricât aș deschide cartea, moșenii imediat se instalează bine după o zi. Dar drumurile spre București, de obicei, îmi rezervă și să mai citesc. Nu știu dacă Sfântul Serafim aici vine ca într-o plăsmuire proprie sau se leagă chiar de Sfântul Serafim în Desarov. Nu. E bine așa, că avem un Sfânt, unii
unii pe care îl primim, alții pe care, îl plăsmuim. Cu ocazia asta vă urez și toate cele bune. Și Sfântul Mare, Mucenic, Arhidiacon Laurențiu, pe care o sărbătorim astăzi cu toții, să vină cu bine. Pace, liniște și bunăstare. Iar Sfântul Serafim la fel, Doamne, să te oprotească, iar din plăsmuirea pe care ai avut-o, împreună, probabil, cu muncerul tău păzitor, va fi ceva care te va soți de-a lungul vieții. Felicitări și mult succes! Da, Laurențiu Leoneanu, cred că vă spune ceva. Mai avem Laurențiu Zalatu, pe care noi l-am sărbătorit aseară și am avut două torturi. Cred că unul era pentru dumneavoastră. Eu sunt în postul Sfintei Marii. Da, era un post, era un tort de post. O tortură de post. Nu era. Multă sănătate le dorim celor care poartă numele Laurențiu. Care își servează ziua și care își servează. Orice zi este o zi. Și Laura. Și Laura. Și Laura. Exact, iată. Laura. Doamna Laura, mă gândeam că dacă dumneavoastră sunteți cea care nașteți foarte des în sala de operații, când au asistat la nașterea, iată că și domnul era o metaforă. Și domnul prin principiul subsidiarității. Din cât naște și domnia sa, câte o carte. Ceea ce este un lucru excepțional, un lucru minunat. Felicitări la mulți ani. Ne bucurăm că seara aceasta este o seară frumoasă pentru noi și că ne-am împărtășit din frumusețea artelor, ca să spun. Doamne ajută, felicitări!